Ce face aici? Ia de aici și bag aici? Da, ia de aici și bag aici. Ok, atunci mă mutăm prioritatea stoia. Minus 1. Contează. Channel green, signal color, round robin disabled, self feed disabled. Da, nu-i convine ceva aici. Dacă te punem așa, tot așa stai și te plimbi în continuă? S-ar părea că da. Păi și cum pot eu să-i zic să nu mai facă chestia asta? Minus 1, minus 2. Ei, ce făcui? Nu! Gata, nu mai face. Nu mai face. De când am făcut minus 1 și minus 2, nu mai face. Bun, ia să vedem aici. Ești ok? Ești în regulă? Și ăsta, prioritate 1. Nu înțeleg de ce nu-mi vine înapoi, dar nu mai am ăștia astăzi. Ah, da, ăla-i tot se aprind gumă de Dark Oak. Ok, ok, ok. Și zi-mi, uite, 13. Vine înapoi? Zi-mi că vine 15 înapoi. Come on. Nu înțeleg de ce nu vine sapling de asta înapoi. No idea. O, mai trebuie și un vedea și de asemenea nena asta de aici. Bun, deci trebuie să ne facem așa, trebuie să ne facem un topor de hârtie. Ziceam că facem altă treabă astăzi, dar uite că... Bă, aici, ești ok? Da, teoretic nu se spunează nimic aici, teoretic. Da, e bine, gata, am dezactivat acolo. Ok, hai să vedem cu toporul ăsta din hârtie, domnule, ce se poate face. Pentru că aici chiar nu are nevoie de să se miște rapid sau chestii genul ăsta. Are nevoie de ceva complet impenetrabil, ca să zicem așa. Dar nu cred că am. Nu cred că am suficient nu bazalt. Cum se cheamă? Obsidian. Nu cred că avem pe nicăieri obsidian pe aici. Am pus eu într-un cufăr ceva pe undeva? Nu, dar cred că reușim să facem noi absolut nicio problemă asta cu obsidianul. Bun, hai să ne luăm niște hârtie. Nu, adică mai avem pe aici un picuț. N-am uitat de magnet. Perfect. Ok, ne băgăm aici fain frumos în locșorul nostru și hai să vedem dacă reușim ceva. Deci vrem așa, vrem să ne facem în primul rând un topor simplu, da? Deci asta înseamnă că avem nevoie de un băț, de un ligament dintre asta. Noi mai avem pe aici diferite prostioare? Aici nu, aici nu pare să... aici, uite, treated wood, nu știu ce, vrăjel. Dar part chest, ne interesează chestia asta momentan. Ok, bun, deci... Tool rod pattern. Una. Ce am mai zis? Next. Ăsta și ăla, da? Așa, ăsta. Și legământul, legătura. Uite aici. Paper, nu știu ce. Bun, și acum dacă ne ducem noi și facem aici. Bam, 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 bam. 5 modifiere din prima, da? Clumsy, nu știu ce, mining speed, e oribil. Deci toporul ăsta este oribil. Pentru automatizare, hai să zicem așa, pentru automatizare. Bun, e, și acum, noi teoretic ar trebui să putem face, zis că, cum era mă, deci din Tinkers, cine vine, uite-l, reinforcement, ăsta, deci obsidian cu un blank cast, da? Orice fel de blank cast, putem să-l facem din aur, dacă avem, sau din aluminiu. Ăsta, din ce se făcea încă, mai știu. Cupru cu aluminiu. Dar nu, avem aur teoretic, nu? Asta înseamnă 10 lingouri de aur. Dacă reușim să facem rost, suntem... Stai să fiu atent pe aici, să nu dăm de vreun creeper. Hai să dormim un picuț, că nu de alta. Dar se mai spunează și guște dintre ei amar și chiar nu-mi doresc. Ok. Hai să vedem. Să mai facem rost și de aici, de câteva pepite dintre astea rabre pe jur de tot. Nu știu de automatizare, nu am cu ce să automatizez în momentul de față șmecheria asta, momentan.
Am încercat cu ferma din Ender, e om pe lume de zi de creativ și nu merge. Nu știu de ce, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, și bagă de pe tot acolo, perfect. Bun, și avem nevoie de 5.40 de obsidian. Și dacă ne uităm aici, asta e gol, ăsta are... Ha, avem nevoie de mult. Mama, e de treabă. Noi avem un... Stai așa, hai să luăm ușurel. Deci în primul și în primul rând, mă interesează de la mătăluță să te duci aici să te topești. Așa, și ăsta o să facem platourile respective, da? Una la mână. Să aranjăm un picuț confortul ăsta. Bun. Și după aia am nevoie de foarte mult obsidian, da? Asta am stabilit deja. Pune hârtia asta acolo. Limestone, asta de unde ce-am făcut, mă? De unde l-am luat, mă? Nu se știe, n-avem nici mai vagă idee. Te punem pe tine acolo. Și hai să mă duc să iau obsidian. Tot îmi ziceau băieții că, bă, folosește-te de faptul că ai lavă. Și pune lavă plus... Să fac cum, mă? Stai așa. 10 lingouri, da? Ok, să vedem asta. Tu pe câte secunde era? Pe 3 secunde. Nu știa, să vedem. Se face în 3 secunde? Se răcește? Da, nu se răcește. Am nevoie de vreo 5 secunde. Aproximativ. Nici 5 secunde nu e, mă? 6. Ia să vedem. 6 secunde? Mamă la... Da! Ok, dubios. Și blancastul ăsta trebuie să fie ok, da? Ok, gata. Astea au fost 5. Oprește-te, te rog frumos aici. Bun. O măsuță. Bam, bam, bam. Și ne ducem să facem rost de obsidian. Ok, dragilor, trebuie să testăm o chestie aici, că sunt foarte, foarte curios dacă ne merge sau nu treaba asta. Am discutat la un moment dat cu cine? Cu Cosmin, mi se pare, pe live, cu unul din abonații mei, și discutam despre o modalitate mai ușoară de a obține obsidian, da? Și dacă pui lavă în forge-ul ăla mare de tinkers și peste ea pui apă, obsidian lichid, da? Și hai să vedem dacă reușim să facem chestia asta. Deci nu vreau să pun cumva, dude, vreau să pun aici cumva. Lasă-mă, te rog, să pun așa, bun. Deci tu acum cum putem să facem noi de aici? Cum putem? Cred că trebuie să venim și cu niște fițe, atenți că o să trebuiască să venim și n-am la mine momentan niște țevi. Da, de ce aș avea la mine niște țevi? Bun, până mai luăm țevile, hai să mai testăm să vedem dacă merge și cu alt cumva. Deci în primul rând mă interesează ce făcui, mă? Uite, ăsta aici. Dude, mă interesează să știu dacă sub tine ai de ieșire, ai de intrare. Și vreau sub tine să fie, nu, să fie de ieșire, da? Deci ieșire înseamnă așa. Asta e, bun, o dat. Deci punem acolo așa. Bun, și după aia putem să venim și să zicem ceva de genul următor. Avem niște butoaie, momentan goale, da? Și are intrare și să vin cu o țeavă așa. Bun. Intrare, ieșire. Bun, și am nevoie de două bucăți de țeavă, puii mei. Să sperăm că merge. Mă, deci dacă merge chestia asta, ne-am scos ca să nu mai stau să mai sparg atâta la obsidian. Nu e o problemă foarte mare, pentru că mai putem să punem reston pe târnăcopul ăsta al meu pe care l-am acum, dar e o modalitate în plus de a face obsidian care mi se pare interesantă. Hai cu tata. Băi, eu mă gândesc, dacă ar fi cazul... Dar nu vreau. Există modul ăla cu elevatorul. Nu știu dacă mai știți voi. De ce am venit aici? Nu, trebuie să mă duc pe țevi. Știți că e un bloc care atâta timp cât pui încă unul deasupra lui. Uite aici niște țevi. Bă, știi ce? Deci avem un copper wire, LV copper wire.
Nu cred că ne deranjează. Avem un conector. Hai mă să mai luăm un conector de aici, just in case. Încă un conector din asta, da? Pentru orice eventualitate. Deci două blocuri, pui unul deasupra celuilalt, da? Unul într-o încăpere, unul în altă în încăpere, da? Deasupra la etaj. Și dacă faci shift pe el să te ciucești, te duci în jos, te teleportează în jos. Dacă faci, dacă sari, jump, space, te teleportează în sus. Numai că nu vreau, pentru că mi se pare... E o modalitate super, super lejeră și ușoară, nu știu cum să vă explic. Bun, și hai să vedem acum dacă merge. Ăla-i, mă. Mamă, dar ce se mișcă? De ce se mișcă de atât de încet? Una la mână și doi la mână ar trebui să înlocuiască blocurile pe care le fură cu cobblestone, teoretic. Teoretic. Acum, nu știu ce să vă zic. Bun, oprește-te un pic. Bine, cred că nu contează dacă îl oprim sau nu, dar... Adică nu cred că îmi pune blocul de lavă afară în lumea asta, vreau să zic. Bun, domnule, și acum teoretic ar trebui să ne mișcăm mult mai rapid în felul ăsta. Numai că o să mai trebuiască să mai luăm o pompă, pentru că noi avem o pompă zi. Am furat-o de lângă atelierul de Tinkers. De-aia zic. Și o să trebuiască să o punem la loc cumva. Nu știu, am trăit și o vedem. Mai are o baterie. Vai, uite ce puțin consumă. Nu? 81.000. Da, mă, nu e bai. Deci putem pompa asta aici să venim și să furăm în continuu. Ok, și acum dacă venim cu frumusețile astea aici. Deci dacă ne uităm aici, avem 5 găleți de lavă, da? Ok. Și ăsta e blocul ăla special de scurgere, dar în același timp este și o intrare, da? Și dacă punem un butoi aici, uite cum se golește bidonul, butoiul, în interiorul, gata, atât. Ok, și acum, dacă venim pe blocul ăsta cu găleți de apă, da? Sau dacă, mă rog, mai facem încă o pompă și trântim acolo. Deci acum, dacă ne uităm aici, vedem că avem un bloc de obsidian, da? Fagi. Am pus prea multă lavă. Am pus prea multă lavă acolo. Stai așa. Pot să... Opa, mă și sperie, crezui că se întâmplă ceva. Bun. Ia un pic de lavă de aici. Ok, stai că se fac un bloc de obsidian. Corect. Ok, și teoretic acum ar trebui să avem suficient... Come on, n-ai loc acum? Nu te cred că n-ai loc acum. Dar ce faci, mai? Nu că fac prostii. Nu mai ai loc de o găleată? Ok, se pare că nu mai are loc de o găleată. Cum facem? Dacă îi dau să curgă așa, nu vrea. Cum scot eu acum lava de aici, my friend? Hai că nu-mi dau seama și sunt prea gușter momentan ca să-mi dau seama cum se scoate lava. Așa că pur și simplu o să mărim... Furdalul, ce pot să zic? E, și acum, teoretic... Faci. Da, acum, teoretic, avem mult mai mult spațiu aici. Ok, și hai să punem... așa... Bă, când ești guște, ești guște. Dacă nu știi să faci, te descurci cu ce poți. Ia mai să furăm de aici. Zim că merge. Așa, mă, finally, mă! În sfârșit. Bun. Și punem aici la apă până nu se mai poate. Ok, deja 3 blocuri. Ok, hai să vedem. P-U-M-P. Cum am făcut, mă, ăsta? Că nu mai știu. Cred că avem din de toate, inclusiv cupru. Ia, stai așa, stai să mai facem repede o pompă. Că e păcat, e păcat rău. Zău așa că e păcat. Nu mi-am scos în inventar, pana mea, de multe practică, nu mi-am scos în inventar. 1, 2, 3, bă... Așa. Ăsta am descoperit că nu mai avem nevoie de el. Și nici de tine nu mai avem nevoie. Ok, low voltage. Și de ce nu te-ai dus acolo? Dubios. Anyway. Deci încă o dată. Bam. Și mai am nevoie de 3
Am deja două, dacă mai trădim aici unul repejor. Ok, l-am rezolvat și pe ăsta. Hai. Așa, și mai avem și trei țeve acolo și suntem tătici. Ok, și acum mai avem nevoie de un mâner. Să fie. Zim că am unul aici la îndemână. Bun, și pompa asta putem foarte fain frumos să o trântim aici, unde era și până acum. Da, putem să punem aici, nu cred că se spune nimeni pe noi. Ok, întrebarea este dacă, trântind-o acolo, are cătare sau nu. Doamne, câte prostii pot să am în inventarul ăsta, nu vine să cred. Unde e, mă? Uite-l, mă, aici, la Chioreni. Ok, intrare, ieșire, bun. Bam, bam. Tocmai mi-am adus aminte că da, aveam nevoie din nou de cuprul ăla și ca să legăm la rețea low voltage, mama ta dat la mișto. Ok. Bam. 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 Ăla e. Dă-i drumul. E, și acum, teoretic, uite cum vine apa. Buba e că apa asta vine ea și nu se mai oprește. Aici mai e nașpa bubă cu toată apa asta. Mai avem 80 de, 4 găleți de apă și 80 de milibuckets acolo, da? Ok. Bă! Pot cumva... De unde pot, mă, să vin cu... deci cu încă o țeavă... Oare aici dacă fac așa... Vine, mă, lava acolo. Hai, mă, că vine, mă. Și mi umple prostia. Hai că umple prostia. E bine, e bine, e bine. Bun. Hai să vedem asta. Dar îl punem la vreo 10 secunde, cred. S-ar putea să ia foarte, foarte mult să se răcească. Ok, și asta s-a colit complet. Perfect. 13 blocuri. Am 80 de milibuckets de lavă care stau degeaba. Și nu știu ce să le fac. N-am nici ce mai bagă idee ce să le fac. 5, 4... Ok, oprește-te. Am nevoie de ceva care să... Haide, să-mi trag palme! Nu știu. Oh, la fix, 10 secunde la fix, fii atent! Du-te-și cu capul. Nu te cred că 10 secunde pe ea. Da, mă, ești... Mamă. Păi și... Ce faci? 3? Unde se duce, frate? Fi din cauza că am ăsta la mine? Ia să vedem. Come on. Da, gata, e ok, e în regulă. Ok, hai că am ajuns destul de departe, aș zice eu. Hai să spargem pe ăsta ca să resetăm toată șmecherea aici, că a rămas niște apă pe țeavă și nu mă încântă absolut deloc ideea. Dă-mi înapoi, ok, mersi. Ia să vedem așa. Pune-te pe mătăluță la loc. Trebuie să vedem o altă soluție de aici, că e... A, știi ce? Avem țev de enderaio, mă, fraților, mă, avem țev de enderaio acum, mă. Bun, și ce mă mai interesează pe mine? Să vedem dacă putem aici, în loc de astea două, să punem niște... A, da, da, corect, că aveam pentru tine aici o treabă, nu? 2, 3, 4, 5... Noi pornisărăm de undeva, episodul ăsta am ajuns în altă parte, reinforced odată, reinforced de două ori, reinforced de trei ori... Reinforced de 4 ori și Reinforced Unbreakable de 5 ori. Ok, și asta putem să mergem să-l ducem afară. Ok. Aveam într-adevăr, aveam alte treburi, dar mă rog. Bun, hai să ne uităm un picuț aici. Să vedem cum stă treaba. Una la mână, doi la mână. Cred că putem să-l punem direct aici pe ăsta, nu? Ia uite, ia uite. Bun, așa, frumos, frumos, frumos. Și de asemenea, cred că ar trebui să ne ducem un picuț afară. Pot să sar pe aici cumva? Nu merge, trebuie să mă duc pe afară, ferea să fie. Ah, să mă duc prin interior, adică vreau să zic. Adică precis de la chestia aia
Au rămas câteva chestii pe jos pe acolo. Nu vreau să pic în cactus. Salvați-mă. Help me, help me. A, și încă o chestie am... am resetat ăsta de aici, că nu mai nu știam, mergeam continuu generatorul de diesel și nu chiar nu înțelegeam de ce merge în continuu și a trebuit să resetez acolo un picuț, că nu mă prindeam eu care e faza, mon cher. Cred că am lăsat eu din greșeală niște chestii pornite sau... Mă rog, n-am nici cea mai vagă idee. Ok, bun, și ăsta acum teoretic ar trebui să își facă treaba, ne mai zicem că dată jos. Și să facem rost de o grămadă de birch, da, ne mai zicem o dată jos. Ok, my friend, tu aici nimic, tu aici o grămadă de prostioare. Aoleu, da, și ăsta trebuie să-l l-a stricat, ceea ce înseamnă că trebuie să-l lăsăm un picuț să-și facă treaba. Da, noi veniserăm aici după bărci, ultima dată când veniserăm. În ideea că să încercăm să facem o podea în partea cealaltă. Dar înainte de chestia asta, de fapt știți ce, dragilor, hai că ne-am întins rău de tot. Hai să închidem aici. Deci, ce am făcut în episodul ăsta? Am eliberat un picuț acolo la viitoarea noastră căsuță de Enderman. Am eliberat un picuț terenul, după aia am realizat că am avea nevoie de o podea ceva interesantă, ceva mai interesantă. Am făcut aici, am mai extins un picuț, da, de, pentru podea am zis că avem nevoie de un pic de bărci. Cu ocazia asta ne-am dus un picuț la ferma noastră să vedem bărciul cum merge treaba. Ne-am auzit aminte că la ferma asta ar cam fi nevoie de mai multe chestii, printre care și un topor indestructibil. Așa că ne-am făcut rost de toporul indestructibil. Și am pus niște țevi cu niște cufere. Trebuie să vedem cumva să ajung acolo și din partea asta mai ușor și, pot să mă întorc. Așa, și de asemenea am descoperit noi o nouă modalitate de a face obsidian fără să fim nevoiți. Hai să spargem pe ăsta. Sau nu, hai să nu spargem, lăsăm acolo că nu. Așa, și vreau aici în episodul viitor să vedem dacă reușim cumva să facem un alt sistem pentru a obține obsidian cumva mai controlat, pentru că în momentul de față dăm drumul la apa aia și vine câtă apă cuprinde și nu mai știe om de persoană ce s-a întâmplat aici și trebuie să resetez întreaga șmecherie. Dacă ați rămas cu noi la Sky până acum, un mic like, un comment, un share, 2 secunde să mă duc aici, că mie îmi place mult de tot fațada asta și vreau să-mi clătesc și eu ochiul. Poate o mică abonare dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara București, bună seara România, pe data viitoare!